Bună seara, dragi prieteni! Ne vom ocupa în această emisiune de artele divinatorii. Le-am trecut sub auspiciile normalului sau ale paranormalului, dar upgradându-ne și noi cunoștințele, mai ales cu noile descoperiri din fizica cuantică, s-ar putea să avem o abordare mai mult științifică asupra artelor divinatorii decât superstițioasă sau obscurantistă, așa cum ne-ar putea acuza niște raționaliști cartezieni, ca să nu-i numesc niște comuniști încuiați. Alături de mine în această seară sunt doi domni foarte dragi, atât dumneavoastră cât și mie, Cristian Pompei, redactor șef la Lumea Misterelor, și Mihai Vorochevici, chiromant, specialist în tarot, în rune, în grafologie, în grafoscopie și în alte direcții de cunoaștere a caracterului uman printr-o circulară a gnozei pe care o râvnim cu toții. Domnilor, bine ați venit! Un domeniu interesant, spectaculos, dar și foarte serios din punct de vedere spiritual. Noi, în această emisiune, de regulă ne ocupăm de partea, nu neapărat academică, dar de partea profundă a lucrurilor. Așa că nu vom purcede la divinații în direct sau la lucruri foarte spectaculoase doar de dragul audienței, ci vom încerca să înțelegem, în primul rând, mecanica acestor arte divinatorii, cum se raportează ele cu planul divin, cu lumile nevăzute, cu lumile superioare, de ce nu? Încercăm să informăm pe cei de acasă că aceste arte divinatorii, care pentru toată lumea e ceva simplu. Am luat un pachet de cărți, l-am deschis, i-am spus ce am bodogănit noi acolo și gata. Și după aceea, dacă s-au nimerit, e foarte bine. Dacă nu, iar e foarte bine. Dar până acolo. Am să rog pe Cristi pentru început să ne placeze într-un cadru, să creăm o matriță, o matrice a discuției noastre din această seară și să vedem, poate pe scurt, un istoric al artelor divinatorii în marile culturi ale lumii. Nu există civilizație pământească care să nu fie acordat o atenție deosebită artelor divinatorii. Dacă mergem în antichitate, chiar și în Imperiul Roman, romanii fiind, așa cum știm bine, mai puțin înclinați către misticism și către zonele invizibile, și totuși acordau și ei o foarte mare importanță artelor divinatorii. Nu mai vorbim de zonele orientale, nu mai vorbim de Egipt, nu mai vorbim de Grecia antică, nu mai vorbim de peisajul iudaic. Te rog, introdu-ne puțin în această sinusoidală. Eu zice, spune totuși că aceste arte sunt mult mai vechi. Deci nu putem plasa Imperiul Roman. S-au făcut câteva descoperiri din Neolitic, când diversi, haide să nu le numim șamani, dar să le spunem preoți cu ghilimele, oameni cu har, ghiceau, între ghilimele, că aici este o problemă care o să abordăm foarte atent. Pentru că, de fapt, arta divinatorie nu este ghicit. Trebuie să subliniat foarte bine. Și interpretare. Este o interpretare, este o artă. De asta îi spune artă divinatorie. Divinau diverse. Aceste arte divinatorii nu sunt, de exemplu, dau câteva exemple ca să sunt foarte multe. Știm, cea mai cunoscută este astrologia. Astrologia, numerologia sunt arte divinatorii, runele. Tarotul sunt cele mai accesibile nouă, inclusiv arta de a citi în palmă. Chiromanția este tot o artă divinatorie. Dar trebuie să subliniez și este foarte important. Aceste arte nu se fac oricând și oricum. Îmi vine mie să văd mâine dacă câștig la loto și scot cărțile sau scot runele, să văd numere. Nu, atenție foarte mare. Aceste arte se fac numai în anumite momente, numai în anumite zile, numai în anumite ore. Numai în anumite ziua, Da, ca să ziua, e foarte specificăm, important, numai în da. anumite ziua, că intrăm pe latura magiei și nu avem, nu e în tema noastră în seara asta, Sunt da. convins că punctul forte al acestei emisiuni din această seară va fi tocmai plasarea ei sub cel puțin două auspicii. Un cadru general, un cadru teoretic și un cadru mai larg, de care se va ocupa Cristian Pompei, și o dimensiune practică, bazându-ne pe Eu cred că ne experiența vom ocupa împreună, pentru că fiecare are o experiență sigur, într-un domeniu și experiența de atâta timp și a domnului Vorobchevici în ceea ce privește
o parte a artelor divinatorii din zona occidentală. Și aici aș vrea să ne referim puțin la tarot, nu? Un joc misterios, un joc care încifrează cumva toată cunoașterea lumii în el. O să vorbim despre rune, pentru că tot peisajul nordic cumva își construiește sistemul filozofic și religios pe această divinație a runelor. O să vorbim despre și chiromanție. Să nu uităm că misterioșul și celebrul conte de Saint-Germain a și scris un tratat de chiromanție fabulos. Extraordinar. Dar toate acestea după prima și lunga pauză publicitară, ne reîntoarcem imediat și vă garantez o emisiune interesantă. Am revenit. Eu vă propun, pentru a înțelege mai bine cum funcționează artele divinatorii, să ne imaginăm două lumi. Lumea spirituală și lumea concretă, lumea materială, privindu-se în oglindă. E ca o mănușă. Lumea materială e o mănușă și cei mai mulți dintre noi avem senzația că mănușa e chiar mâna. Numai că va trebui să scoatem mănușa ca să ajungem la mână. Mâna n-ar face nimic dacă n-ar fi coordonată de creier. Alți oameni, să zicem categoria medie de oameni care își împing conștiința mai sus și vor să perceapă lumea cu mai multe detalii, unii se rezumă doar la descoperi mâna din mănușă. Numai că trebuie să mai facem un pas, și aici e un pic mai greu, și anume să înțelegem că o forță care coordonează totul în univers este un creier invizibil până la urmă. Și lumea noastră este o lume în primul rând gândită de Dumnezeu și de forțele superioare. Și atunci divinatorul, indiferent că vine din zona orientală sau zona occidentală, are acces cumva la un no man's land, la o zonă de graniță între cele două lumi. Șamanii sunt cei care pot călători într-un timp real, dar alt timp decât cel fizic, între cele două lumi și vin de acolo cu informații pe care, sigur, le interpretează, pentru că ele vin întotdeauna sub o formă simbolică. Mesajele nu vin niciodată direct. De aceea putem vorbi de artă și de știință divinatorie, pentru că nu oricine poate interpreta imagologic și simbolic un mesaj din lumea nevăzută. Dacă acceptăm această convenție că suntem într-o dualitate în universul ăsta, avem pe de-o parte ceva nevăzut, dar care ne influențează într-un mod vizibil și concret, și avem lumea concretă, lumea tridimensională, lumea pe care percepțiile noastre obișnuite o înregistrează. Dar dincolo de aceste percepții obișnuite mai e ceva. E, la acel ceva au acces divinatorii. Și am să vă rog, pe rând sau cum doriți, să încercăm să găsim o explicație care să satisfacă până la urmă și hai să spunem scepticii care se uită la această emisiune, cei care nu cred sau care încă dintr-o moștenire mai veche și nefericită au găsit un sinonim al artelor divinatorii cu satanismul. Și acum sunt voci destul de retrograde, chiar și în peisajul bisericesc, și îmi pare rău că trebuie să spun asta, care afurisesc și anatemizează orice nu corespunde propriilor lor învățături despre dogmă sau despre cale. Dar asta nu îi împiedică și pe acești domni să-și extindă conștiința, să citească mai mult, să-și upgradeze cunoștințele, pentru că nu mai suntem în evul mediu, ci suntem în 2009, mai avem 3 ani până în 2012, și cumva menirea noastră este să ne universalizăm și noi ca cetățeni ai acestei planete, ai acestui sistem solar, ai universului. Și atunci trebuie să lăsăm un pic ignoranța și neștiința deoparte, pentru că acum nu ne mai îngrădește nimeni cunoașterea. Avem acces la ea, cu toții. Sigur că mai sunt niște forțe care încearcă să ardă memoriile colective ale progresiștilor. Și ăștia sunt retrograzi. Ei sunt dintotdeauna. Au ars cărți, au ars biblioteca din Alexandria, au ars în 1933 la Berlin cărțile care incomodau. În 1562 conquistadorii au ars codicele maiașe și astăzi sunt oameni, oamenii negru, nu, dacă îi putem numi așa, care doresc cumva să șteargă și memoria internetului. Nu știu dacă vor mai avea timp până în 2012, dar unii încearcă. L-aș întreba pe Cristi, de ce a existat, pentru că tu știi foarte bine, cunoști foarte bine și istoria cultelor și istoria credințelor religioase, de ce cumva religiile oficiale s-au împiedicat de
această practică șamanică, de această practică a indigenilor, a nativilor, a cei care sunt băștinașii zonelor în care s-au născut. Și noi, la țară, orice bătrână care nu și-a pierdut autenticitatea poate ghici în bobi, poate ghici în frunze de ceai, poate ghici în cafea. Este și aici o artă a ghicitului. Unii o pot considera minoră. Adică, ai domnule, m-am dus la o babă, mi-a dat în bob sau mi-a ghicit în cafea. Nu, principiul e același. Se deschide un portal către zona invizibilă. De ce, Cristian, instituțiile oficiale se tem de o cunoaștere mai aprofundată a indivizilor? Cred că totul se reduce la putere și a conduce. Știm foarte bine că anumite lucruri care au dispărut sau care sunt studiate, anumite cărți care n-au văzut lumina tiparului, se află în anumite biblioteci. Și aici numim una din cele mai importante biblioteci, și nu ne-e frică să o spunem, a Vaticanului. Slavă Domnului că suntem ortodoxi și putem. Nu, nu are nicio importanță. Deci ei cu o mână spun că nu există, dar cu o mână studiază. Ei practic acum, hai să spunem, acum 700 de ani, ei s-au lovit de, nu că le era frică de șamani sau le era frică de, știu eu, de practicile indienilor sau indigenilor. Ei vreau să schimbe pentru a conduce. Știm că în tradițiile nordice, preoții făceau aceste ritualuri, anumite ritualuri, și practicau artele divinatorii, unele din ele, runele, de exemplu, în anumite momente. Dar nu le făceau ca să conducă poporul. Făceau să înțeleagă niște fenomene. Să înțeleagă, să treacă peste anumite greutăți. Nu să conducă masele, cum au încercat după Marea Schismă biserica să facă. Ei au încercat să ascundă, pentru că un om care nu îi se deschide mintea, nu îi se luminează mintea, e mai ușor de condus decât unul care se întreabă de ce. Este mai ușor de manipulat. Și ușor de manipulat. Mihai, cum crezi că în paralel toate aceste arte divinatorii care vin și sunt produsele tot ale planului divin, că cele nu sunt inventate de către o altă minte. Nu există altă minte în afara minții lui Dumnezeu. Avem ca o necesitate. Și totuși, cu toată opoziția acestei biserici catolice, care pe la 1300 și ceva reușise să năbușe toate mișcările considerate eretice, îi năbușise pe catari, îi terminase pe albigenzi, reușise să scoată toate aceste superstiții pe care le numeau așa din mentalul colectiv, sunt vrăjitorisme, sunt practici oculte sataniste, câte minunate doamne care reușeau să îmbunătățească viața clienților lor au fost arse pe rug doar pentru că își permiteau să descifreze tainele viitorului în astrologie, în cărțile de tarot, în rune și așa mai departe. Și totuși, aceste arte divinatorii au rămas, s-au prezervat în paralel până astăzi. Cum îți explici că cu tot monopolul adevărului pe care anumite instituții l-au deținut sute de ani, cunoașterea asta paralelă n-a fost înăbușită, nu s-a stins? E atât de simplu, vorbeam mai devreme cu Cristi înainte să intrăm în emisie, acel adevăr pe care vrem noi să-l căutăm, cât de complicat să fie, și el al vrem noi. Ne complicăm existența. Tot ceea ce e interzis se va face. Și în momentul când ești obstrucționat, de undeva, exact din acel plan divin, primim informațiile și ne găsim toate modalitățile de a ocoli acea formă de distrugere, efectiv. Pentru că, bazându-se pe acea dogmă sau, nu știu, să zic un dicton, crede și nu cerceta, și dacă nu ești cu mine, ești împotriva mea, care se aplică după sute de ani și este perfect valabil, va merge undeva la infinit cât va dăinui lumea. Ei nu aveau nevoie de alți cunoscători. Ei trebuia să-și impună anume reguli și toată lumea trebuia să fie. De ce aveau nevoie de cunoaștere celelalte? Masele largi. De ce să aibă acces la acel plan divin? Nu foloseau ei cuvintele actuale. Ei știau că în momentul când aveam o problemă, o neplăcere, o necesitate sau trebuia să iau o hotărâre, mergeam și discutam cu acel om care avea niște calități.